Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și pentru că suntem la început de an, să vă spun, la mulți ani, sper că sunteți bine acolo unde sunteți, sper că sunteți în siguranță, sper că sunteți mai bine decât ați fost anul trecut, bucurați-vă de aceste zile liniștite. Nu am venit de aici să stricăm distracția, ci am venit să tragem câteva învățăminte alături de cel mai bun invitat al nostru, hmm. domnul profesor Dumitru Borțun. Bine v-am regăsit, domnule profesor! Bine că am venit! Și vă doresc un an cât mai bun. La mulți ani. Până să începem însă, uh, pentru că deja domn profesor este un invitat semi-permanent cu care avem niște teme pe care încercăm noi să le tot dezvoltăm așa ca într-un blockchain, ca într-un lanț. Încercăm să creăm așa un lanț de idei. Trebuie să vă spun că avem sponsor data asta și trebuie să le mulțumesc celor de la ECO. ECO este o platformă de audiobook în limba română. Și care treaba cu ei? Pur și simplu, au peste 200 de cărți în limba română și peste 9400 de cărți audio în limba engleză. În fiecare săptămână se adaugă minim două noi audiobucuri, titluri noi, relevante, de la noi și din străinătate. Oricine poate încerca gratuit până la 3 audiobucuri folosind cele 3 credite oferite cadou de cadou de comprimele 30 de zile de la crearea contului. Da? Asta nu înseamnă că editurile nu-și vor lua banii, ci cei de la Eco pur și simplu subvenționează ei aceste trei cărți ca să-ți antreneze ție gustul de a asculta cărți. Și o fac chestia asta. Audiobucurile în limba română sunt narate de oameni cunoscuți și îndrăgiți ca Andy Vasluianu, Andrei Huțuleac, Mihai Baranga, Florin Piersic Junior și așa mai departe. Așadar te încurajez și pe tine să încerci platforma celor de la ECO, ai link în descriere, încearcă primele trei cărți audio poate din viața ta și poate după aceea și plătești abonament și asculți constant. Și cu asta gata, trecem la interviu. Bun, domn profesor, data trecută am vorbit despre încredere. Și o să vorbim de încredere și data asta, o să mai luăm câteva subiecte mai la ordinea zile, pe final de decembrie, deși nu s-a întâmplat nimic uh, catastrofal. Uh, România e așa cum o știm, cu bune și cu rele, însă dacă toți suntem la început de 2022, hai să vedem un pic ce a fost bun în 2021. Că atunci când începem anul, suntem așa optimiști, ne punem New Year's Resolution, adică ne, punem, ne propunem să ne schimbăm viața într-un an nou. De multe ori se întâmplă, dar de cele mai multe ori nu. Cu toate acestea, există studii care spun că începutul de an e o idee bună să fie și o restartare. Conceptul acesta de restart chiar funcționează. Dacă ne propune să schimbăm lucruri, s-ar putea să se și întâmple. Și hai să vedem ce am putea să luăm, așadar, bun și ce ar trebui să schimbăm sau să restartăm pentru 2022, din perspectiva noastră, care, din nou, pentru cei care se uită la noi, știu deja, sau dacă nu o să le spunem acum, încercați să vă uitați la societatea românească cu o lupă mai largă, cu o memorie un pic mai lungă decât un ciclu electoral. Da, interesant. În primul rând, aș vrea să spun celor care ne urmăresc că vorbim de restartare în sens de repornire. Ori asta nu înseamnă neapărat resetare. Dacă ești pe o cale greșită, poți să restartezi și degeaba restartezi că tu pornești din nou pe aceeași cale greșită. Uh -huh. Adevărata restartare pe care o așteaptă românii Adică cei 70% dintre români care spun că România merge într-o direcție greșită oh. Da, este să schimbi și direcția uh -huh. Nu doar să rămâi în direcția aia și să repornești Să restartezi uh, modul în care gândim viitorul Modul în care reușim să-l proiectăm în funcție de datele reale Nu în funcție de dorințe și obiective imaginare, nerealiste, asta înseamnă un om de gândire și faptul că dumneavoastră ați vorbit de încredere, bine ați făcut pentru că, uitați, între timp am primit un, un material foarte interesant de la o conferință făcută de site-ul Curs de Guvernare, pe care, în anul acesta, în care a luat cuvântul, printre alții, Adrian Mihai este CEO la Fancurier. Cel mai, mai proaspăt miliardar din România. Eh, îl știți. Conferința s-a numit Capitalul Autocton, nivelul următor. Este vorba de o, dacă vreți, tot așa, de o previziune pentru anii care vine în evoluția Capitalului Autocton. Știți ce spune acest om care a făcut și o cercetare cu. El spune că principala problemă a Capitalului Românesc nu este de bani sau de infrastructură, este de mentalitate. Adică avem tot ce ne trebuie, doar că nu ne poziționăm mental noi corect. Da. Pentru că, zice, am crescut productivitatea, prima dată am zis că trebuie să mărim salariile să nu mai plece oamenii. Am zis, da, dar nu putem mări salariile dacă nu mărim productivitatea. Am mărit și productivitatea. El vorbește de niște realizări autentice ale capitalului autocton da. din ultimul an în anii pandemiei zice uh -huh. deci, până la urmă avem cam același tip de mașini spune el cu în comparație cu lumea occidentală avem cam același softuri dar există o diferență de productivitate legată de infrastructură și care e mult mai bună la ei și de încredere deci infrastructură da, și încredere sunt da, diferențele la noi lipsește încrederea că poți găsi coletul în fața ușii dacă nu ești acasă deci, un om care uh, uh, făcea aici, un foarte bun uh, meseriaș care făcea aici cam 90 de livrări pe zi, în Germania, făcea 250 de livrări pe zi. El l-a trimis, Adrian Mihai, zice, du-te acolo, vezi cum e și vii și ne povestești și nou. A făcut, de fapt, schimb de experiență sau transfer de know-how, cum se spune mai pretențios, da. unde poate intra și spionajul economic, tot transferul de know-how e. Du-te și vezi cum fac. Da. ea și să învățăm și deci noi Deci un curier român transplantat în Germania livrează de aproape trei ori mai multe colete într-o da. zi. De ce? Da, i-a spus. Acolo există încredere. Eu pot să las omului la ușă. Pentru că știe că îl găsește și nu... Domnule, nu sunt de acasă. Lasă-l la ușă. Și el a făcut livrarea. Și De ce? Pentru că nu fură nimeni. Și mi-a dus aminte... Sau fură mai puțin. Sau Nu nimeni, da. Am exagerat eu. Fură mai puțin... Este excepție, nu e regulă. Și oamenii de regulă se, de obicei se ghidează după regulă, nu după excepție. Da. Știți că e vorba de probabilitatea subiectivă. Cât de mare probabilitatea să rămân fără bicicletă dacă o las aici? Mare. E foarte mare. Atunci nu Fiind o las. despre 100%. Da. Sau bag un, un lacăt. Mm -hmm. Dacă sunt într-o țară în care probabilitatea este 1%, o las. Da, Cum și... Își lasă și mașine descuiate. Da, a, a mai fost cazul ăla de la farmacia din Arad, sau Radia nu mai știu exact, cineva și-a uitat o borsetă cu banii că să mașină în farmacie. După 8 minute, în 8 minute, borseta a dispărut și n-a fost furată de un hoț de carieră, ci de o doamnă care era la rând la farmacie, care a văzut o borsetă și primul gând al româncei, concetățean ca noastră, nu? a fost ea ia borseta. Care îi spunem doamnă dacă o întâlnim. Bine, bineînțeles. Da. s a dus acasă cu Borseta, și prim, când și-a dat seama cât de mulți bani sunt acolo, ce, ce, ce a spus ea în fața autorităților? Că s-a speriat că sunt cam mulți, și-a dat foc la vreo 5.000 de euro ca să le pierdă cineva urma. Deci, asta este o combinație Dar și de hoție cu prostie. Cum s-a aflat? Păi, ea nu știa că în farmacie sunt camere. Că sunt camere mai nouă peste tot. Da. N deci, o combinație de, de da. hoție cu prostie. Cu prostie. Da. Multă prostie dar primul instinct al unei doamne de la coadă, de la farmacie, unde nu te duci de bucurie, te duci de nevoie. Când cineva uită o borsetă, ce facem noi când găsim un portofel cu bani, nu? Ca în BD. În predăm la prima secție de miliție, spunea Bibanu. <laughs> da, exact. Deci, asta a fost primul reflex. Asta, într-adevăr, problema asta de încredere este mare. Cu toate astea, eu pot să vă spun și extrema cealaltă. Eu n-am nicio problemă la mine uh, în Corbeanca. Curierul mie îmi vine, îi deschid poarta și îmi lasă coletul în fața casei. Desigur, îi deschid poarta pentru asta și am și pus camere peste tot. camere, poartă, cu telecomandă și corbeanca. V-ați cam selectat acolo. În mod obiectiv. Probabil. Da, pentru că oamenii care fac banii nu fură. Eu sunt ocupați cu făcut. Dar cu nu, eu, eu nu sunt în cartier rezidențial, eu sunt în vatra satului. Da, sunteți acolo, în față. M-am acolo da, între da, conțara nimeni, ca să zic okay, așa. Bravo. De acum mă pot considera și eu. Nu știu cum, le, cum zice un locuitor de Corbean. Deci, există zone de încredere și de neîncredere în comunitățile mici. Mai mare încrederea, din ce am observat, în orașele mari e mai cum Păi încredere. E anonimatul orașului mare. În comunitățile mici se cunosc unii pe alții uh -huh. și se cam știu. De aia, când te duci la o localitate rurală, primul lucru pe care e prima întrebare pe care ți-o pună cineva este alcuiești. Uh -huh. Păi nu sunt din sat. La cine ai venit? Deci ei vor să facă legătura tocmai da. pentru a stabili da. gradul de încredere pe care ți-l pot acorda. Și până nu o să răspund da. și ție la întrebările tale. Au venit părinții mei să mă ajute la o chestie în grădină și am intervenit și în grădina unui vecin i-am tuns gardul și am făcut un pic de curățenie. În 10 minute din momentul în care au intrat la treabă, în grădină, au apărut niște rude care să ne întrebe ce facem acolo. Nu știu cum ne-au văzut, peste garduri, habar n-am de unde. Se află fie... repede. S-a aflat imediat. A existat și un curier, pentru că asta e satul. Da. Asta, e, asta vrea să spun mai gluhând când vorbește de societatea globală, când zice satul global. Uh -huh. Că omenirea a ajuns datorită căilor de telecomunicații și căilor de transport rapid, a ajuns ca un sat mare în care toată lumea știe ce fac, ce da, face toată ar lumea. Ar trebui. Așadar, avem o problemă de încredere, dar avem și una de infrastructură, că acest curier sărac, chiar dacă are dubă ca în Germania, merge pe drumuri din România. Da, există infrastructura, dar există o infrainfrastructură care este și mai adâncă și este psihologia poporului. Ce discutăm despre încredere, despre Uh, capacitatea de a te oferi celuilalt, de a munci, de a uh, fi generos, toate lucrurile astea țin de o infrainfrastructură. Pentru că și gropile din infrastructură se explică prin infrainfrastructură. Prin acest uh, merge și așa. Prin uh -huh. acest uh, nu fi dracu așa de negru. Acest gen de... Deci de -aia, uh, există o literatură întreagă în lume care vorbește despre uh, Condițiile culturale care condiționează o evoluție a unei societăți. Se numește determinism cultural. Uh -huh. Vreau să spun că multă lume zice, nu, dar nu, suntem învățați cu determinismul economic, că interesele economice sunt determinante. După 150 de ani de marxism, care a fost o concepție foarte prestigioasă, noi nu știm aici pentru că sub Ceaușescu, Marx și Engels n-au fost traduși. Și el i-a lăsat în. el trebuia să arate că el este conducătorul uh, ideologic și învățătorul națiunii și, și a, a pus o uh, surdină pe marxism. Însă, marxismul a continuat să fie studiat în universitățile mari ale lumii, este cunoscut de uh, multă lume și a devenit, a uh, creat o anumită mentalitate. Una dintre uh, aceste idei însămânțate de marxism este că Interesele economice sunt determinante, sunt uh, sursa surselor. Fără să ne dăm seama, de multe ori noi gândim, Marx numește asta concepție interesată, noi gândim o problemă într-un anumit fel pentru că avem o poziție și niște interese economice. Evident. Suntem angajatori, nu angajat. Suntem uh, Pensionar pensionari, nu, angajat. nu sunt uh, activi și așa mai departe. Și atunci văd lucrurile altfel. El numește asta uh, concepție interesată și face niște analize foarte interesante, pe chiar utile și astăzi. Deci asta este uh, moștenirea marxismului, dar vreau să vă spun că nu e așa. Pentru că Marx a mers până la modul de producție, care înseamnă relații de producție și forță de producție. Forță de producție înseamnă și forța de muncă. Păi forța de muncă ceva ce nu gândește, nu are valori, nu ia decizii. Păi în prezent companiile mari le spun oamenilor, le spun utilizatori sau consumatori, nu sunt oameni. Vedeți? Deci, asta e marxismul în formă pură. Este o obiectivare a omului, în loc de forță de muncă îi spui resursă umană, în loc de... Consumator, utilizator, și așa mai departe. Păi, oameni, forța de muncă este totalitatea calităților fizice și intelectuale pe care omul le folosește în muncă. Asta înseamnă și morala lui. Asta înseamnă și dacă e hoț sau nu e hoț, și dacă e superficial sau e serios. Că una e să dai de la turația minimă la următoarea treaptă și până la următoarea treaptă până ajungi la maxim și salvezi strungul de la defecțiune și da. alta de la defectare și alta este să dai de la minim direct la maxim că nu e strungul tău, e al fabrici sau al patronului. Da Acest gen de atitudine da? intră în forța de muncă okay. și ea determină o anumită evoluție economică a unei țări. Cu toate astea, românul, dacă îl iei din România de la de pe treapta 1 și îl bagi în a 4 -a în Germania, bagă 250 de colete pe zi. Păi e ființă mai adaptabilă ca românul? Nu există. Nu? Românul e Rembo al Europei. Este cel mai adaptabil popor. Uite, așa face printre vicisitudinile istoriei și cade tot în picioare. Știu că. Ca o știu că. Numai că nu mai știu unde e corona vertebrală, că știu că nu prea are. Da, da e, e un pic carnivoră știu că. Da. Facem o mică paranteză ca să spunem că nu suntem nici marxiști, nici antimarxiști. Ne uităm la marxism... Teoretic, ca la o teorie. Ca la o teorie. Da. Ceea ce vă și pe voi, când auziți orice fel de idee, nu încercați să vă poziționați după cum ați auzit. După, mai întâi citiți. La fel cum sunt oamenii aia care sunt foarte credincioși, dar nu au citit niciodată Biblia. Da, da, da. Dar încercați să citiți un pic de Marx înainte să îl comentați. Ori de bine, ori de rău, pentru că, după cum ați auzit deja în două minute, trei, are și părți bă, interesante, da. dar are și niște păcate. Da. Și este citat de oameni foarte interesați de ce ar vrea să iasă din chestia asta. Așadar, am vorbit de infra-infra, de, de cine suntem, cu ăștia defilăm, nu? Da. Cam asta luăm din 2021. Cu toate astea s-au mai schimbat niște lucruri. Românii în 2021 au învățat cu forță aceste digitalizare. Dacă în 2020 și Fan curierul ea și nu prea livră la timp, în 2021 au început să meargă livrările, s-au dezvoltat, au cumpărat mașini, Curierilor lor parcă sunt, parcă sunt mai siguri pe ei când îi vezi că vin de la poartă, cam știu ce au de făcut. Vin cu instrumentul în mână. Exact, dați-mi da. Da și mie codul ăla de pe SMS, pac, îi mai va și se duce la următoarea. Uh... Sunt și o anumită vârstă, nu știu dacă ați existat. sunt tineri. Bineînțeles. Și asta ține nu doar de energia pe care o cheltuie în uh, un curier, ține și de capacitatea lui de a învăța să lucreze cu digital. Dar nu e chiar așa de mult digital, că până am tot niște cutii, trebuie să duc aduc undeva și să apese niște butoane după. Dar a, a fost dispus să învețe chestia aia. La fel cum și mama a învățat ce înseamnă livrările. Pentru... Cum, cum a învățat? Păi n am mai putut să duc așa de des la hipermarket, i-a da. fost frică să nu se infecteze. S-a vaccinat a, tot ce trebuie, dar... Pandemia a ajutat-o să primească da. ideea. Exact. Da. Tata a început să intre pe social media, dar și-a dat seama destul de repede că ceva colcă e pe acolo și intră cu măsură. Așadar, da. eu văd în jurul meu. A cum... simțit valurile de narcisism <laughs> și de ipocrizie. Da. 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 Ce să vă spun? Digitalizarea este o mare resursă de dezvoltare pentru România, mai ales că noi avem generații întregi de oameni foarte inteligenți care pot să meargă mai departe, dar uh, problema este să nu se opună o anumită pătură socială. Pe care Eminescu o numea la vremea lui pătura superpusă. Noi o numim astăzi, după o carte celebră, nomenclatură. Nomenclatură. Nomenclatura se opune digitalizării. Și să vă spun de ce. De ce? Digitalizarea nu mai permite uh, jaful. Nu? O, la noi, marea majoritate a clasei politice vine în politică. Pentru că aici există uh, accesul la banul public. Există o întreagă industrie de fabricare a avuției, prin uh, JAF, deturnare de fonduri, contabilitate dublă, toate astea, ori uh, e o mașină de furt din banul public uh, pe care stau politicienii noștri și că altfel ar sta acasă, nu, star, nu ar veni niciodată. Altfel, de ce ar băga milioane într-o campanie ca să ia un da, salariu de 1.000 da, de lei 2, 3, 5 Ei vin la bani. Marea lor majoritate, nu toți. Problema însă, de ceia care dau tonul. Da. Bun. Problema, însă, care e că digitalizarea face transparentă o serie întreagă de operații. Nu mai poți să ascunzi, nu mai poți să dosești, trebuie să justifici. Și de aia să opun pun digitalizării. De ce credeți că n-a fost digitalizată ANAF? Păi, ANAF trebuia digitalizată, dacă cu 8 ani, când am făcut, am fost trainer într-un proces foarte larg, un proiect pe banii Băncii Mondiale de modernizare a Agenției Naționale de Administrație Fiscală, prin care trebuia modernizat totul. Eu am făcut training pe comunicare organizațională, dar erau foarte multe domenii care, inclusiv digitalizarea, au oprit-o. Nu le-a plăcut, pentru că nu puteau să facă o serie întreagă de manevre care să fac la comandă politică. Dar nu inspectorii ci cei superpuși, nomenclatura, care sunt puși politic deasupra. Exact, șefii lor. Exact. Eu am avut interacțiune uh, anul trecut, 2021, uh, la momentul asta când se uită mm -hmm. 2022, cu uh, doi inspectori, chiar trei din ANAF, pentru că am, am avut și eu o chestie pe rol ei. Uh, Mi-au uh, luat efectiv la bani mărunți în de pe YouTube ce să vezi, au început să vină banii de la YouTube un pic mai bine ca înainte, că sunt mai mulți oameni pe YouTube și am vrut să clarificăm chestia, să se vadă care e relația mea comercială. Am toate documentele, am depus tot, foarte de treabă oamenii, doar că la sfârșit și-au cerut scuze că ați să mai niște proceduri de astea foarte birocratice și să vin să semnezi niște hârtii și când mi-a pus în față hârtia, era semnată, contrasemnată din partea NAV de șase oameni cu pixul. Și să și mă gândeam, de ce e nevoie ca 5-6 oameni să contrasemneze pe o hârtie cu care eu am fost de acord, n-am contestat. Pentru controlul politic. Ei se, se, controlează unii pe alții și în vârf este un control politic al unui om care este parașutat acolo, da. care nu vine dintre ei. Păi eu am cunoscut, n-am să-i dau numele pentru că nu am acceptat dumnealui, dar am cunoscut un consilier al președinților de la NAF care a consiliat vreo șapte-opt președinți, tot derulați de-a lungul timpului, după ce dânsul și-a dat și-a cerut ieșirea la pensie și-a continuat să fie rugat să vină și să-i ajute, fiindcă nu înțelegeau ce trebuie să facă acolo. El tot timpul a fost acest consilier din umbră și eu mă mai întâlneam cu dânsul, mai mergeam împreună la uh, acțiuni de uh, training, de comunicare uh, pentru funcționarii anaf, chiar și prin țară și am rămas prieten cu dumnealui și mă uitam că dacă n-ar fi acel specialist care a concrescut cu agenția, a crescut în, în ograda lor și s-a dezvoltat împreună cu agenția, îi ar fi uh, incapabil să facă ceva. A plecat uh, de tot, a zis că nu mai pot, am, sunt prea în vârstă, mă apropii de 80 de ani și uh, pleacă, uh, ăștia nu mai știu să facă nimic. Este uh, o catastrofă în ceea ce privește eficiența instituțiilor uh, publice ale statului, să știți, instituțiile administrației publice păi, și da, centrale și locale. Digitalizarea a rezolvat chestia asta. A că... rezolva-o, dar nu vor. De-aia l-au pus, uh, domnul Florin Roman, la digitalizare. De ce credeți că l-au pus? Punem un om, un habarnist, un om care nu știe nimic. Și care are găuri suficiente în CV încât să-l putem băga și scoate în vrem noi. Uh, sunt două aspecte aici. Odată domnul Roman este un impostor. Dar asta este o situație atât generalizată că nici nu mai pare un caz atipic. Aproape că nu găsești om care este pe merit la locul lui. Este pus că impostură de aici de la post, a posta, a ocupa un loc. Impostura este cel care ocupă un loc pe care nu-l merită. E foarte răspândit în România, e spor național. Ori din cauza asta apare o Apropo de infrainfrastructură, există o nevoie a noastră de a ne da ce nu suntem, uh -huh. dar părea altceva decât suntem, care cred că se înrudește cu altă morală a noastră, morala venitului necuvenit. Uh -huh. Cum vrem să câștigăm un lucru pe care nu-l merităm, și știm că nu-l merităm, dar îl spăguim pe ăsta, îl vămâim pe ăsta care are nevoie de noi. Deci eu n-am cum să obțin venitul ăla, pentru că nu intră în salariu, nu intră în spor la salariu, nu intră în primă. Deci nu-l merit. Îl iau totuși. Și ajung să mi se pare atât de normal încât dacă am o zi fără venit necuvenit, mă simt prost. Mă simt parcă am pierdut ziua. Deși Leafa merge în continuare, dar nu Leafa e. Venitul la necuvenit da. îmi dă mie mândria Asta e ca, că sunt cine sunt. E cam bancul cu polițistul de la rutieră. Nu, nu știu. știu nu, 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 Să vă zic cum bancă. Să-l spunem, da. Am învățat domnul Fota că din când în când mai bași câte un banc ca să înțeleagă oamenii ideea. Era un polițist de la rutieră care stătea în intersecție și trece uh, un, uh, un, un locuitor din zona acolo, trece zoom, așa, prin, uh, prin uh, intersecție. Nu era nimeni, dar a trecut pe roșu și s-a dus tare și se ia după el și îl oprește. Domnule, ești nebun, cum că adică treci prin intersecție pe roșu? Domnule, nu era nimeni, mă grăbesc la muncă, am o ședință la ora nouă. Domnule, se puține încălca legea, zice, uite, ia de aici și lasă-mă, chiar mă grăbesc, să ajung urgent la ședință, acolo am ședință, e urgent și mă grăbesc tare. Bine, fie de data asta. Da, mâine treci pe aici? Da, cred că treci și mâine. Bine, hai că ne vedem mâine dimineață. Mâine la fel. Răspoi mâine la fel. După vreo săptămână, polițistul își schimba și turele ca să fie acolo în, în intersecție pe unde trecea acest cetățean. Și după vreo săptămână, ce să vezi? Ăsta dispare. Nu mai vine. Polițistul se uita la ceas. Bă, ăsta e ora la care să se grăbea. Unde e? Și să deja socotel. Urma să-și facă o vacanță pe banii aia. Omul... Nu? I se oprise robinetul. Zice, bă, ceva s-a întâmplat cu asta. Mai așteaptă în cozi, în după încă o săptămână să întoarce asta. Și tot așa, să trece prin intersecție, zoom, se oprește, să zice după, ce fac domnule, ești nebun, ești, ia de aici că mă grăbesc, stai puțin, unde te grăbești? Unde ai fost ultima săptămână? Și asta se uită, zice, am avut o deplasare în de serviciu. Păi pe banii mei. <laughs> te plimbi pe banii mei. Păi te plimbi pe banii mei, polițist. te-ai dus pe banii mei, pentru că cu toții ne obișnuim cu niște venituri chiar și ilicite, mai ales dacă sunt unul după altul și ține minte cel mai bine ziua în care se opresc. Cum vi se pare asta din perspectiva unei morale, unei etici a poporului român? Pentru că vorbim aici de fenomene statistice. Încă vine din comunism. Dominante. Toți am fost. vine din domn comunist. Da, de, de ce crezi că a funcționat așa și le Fiindcă eram noi Totul Toată lumea furat, tata se ducea și făcea de lapte de, pe după ușă. trebuia să ai relații ca să, da, să Deci, nu, E mult mai vechi. Mm. E mult mai veche și ține de o evoluție. Dacă vreți, discutăm altă dată când vom avea timp, o evoluție spirituală, o evoluție morală legată și de morala religioasă și de alte instanțe. Vrei să ziceți că Ortodoxismul ne-a învățat să furăm? E, nu ne interzice. Nu ne a. De ce? Păi, e relax. E, e, nu face. Fă, fă ce zice popa, nu ce, nu ce face el. Păi dacă tu permiți așa ceva unei fețe bisericești care îl reprezintă pe Dumnezeu pe pământ. Dar nu ce nicăieri asta în Biblia asta. Este păi o vorbă așa e, laică? e o vorbă, dar de ce este vorba asta? E, e nu? Ne, e... ne au parașutat o marțienii? Hmm. E laică. Dar de ce popor a ajuns să spun asta? Pentru că îl vede pe popă în mașină scumpă și vine și sânge donații pentru Deci pe vede exact ipocrizia de care vorbeam. Deci acest Florin Popa este foarte reprezentativ. Roman. Uh, Roman. Este foarte reprezentativ pentru pentru statistic, pentru poporul român. Deci, odată este uh, impostor și pe câștig necuvenit. Pe de altă parte, e trișor. Da. Trișorul care, suntem la o masă sau într-o comunitate, toată lumea respectă niște reguli. Pe ideea că și ceilalți respectă aceleași reguli. Da. Și atunci suntem o comunitate. Da. Suntem frați, suntem în familie, suntem colegi, suntem prieteni. Da. Și unul care. Să preface că respectă, dar nu respectă. Cum e trișorul de la poker. Uh -huh. Deci toată lumea respectă regulile jocului și unul care are aspă mânec. Știți ce se întâmpla în vestul sălbatic când era prins un trișor? Îl omorau pe loc. Era lege, era o regulă morală. Da. Îl împușcau pe loc. Scotau pistolul și îl împușcau. Nu exista. Ca și violatorii. Deci în primele comunități care au intrat în America și pe unul care s-au dus spre vest, până la Pacific, erau niște comunități religioase de sorginte neoprotestantă, care au spus că vor face o nouă societate acolo, mai morală, care să fie lumina lumii, să fie ca un far pentru toate celelalte națiuni. Și au ținut atât de mult la asta, încât în comunitățile lor, știți cum să încercuiau în, în de căruțe în, în, în timpul nopții, ca să nu vină apașii peste ei, da? Și alți indieni locali continuau marșul spre, spre vest noaptea iar se încercuiau în de căruțe și cu oameni care stăteau de santinele toată noaptea curându în astfel de organizări extraordinare fiindcă America așa s-a născut ca o, un stat care s-a născut organic din, din infrastructura infra infrastructura morală, din infrastructura economică și din activitatea și munca unui popor întreg care a muncit cu gândul că face doar pentru Dumnezeu, nu face pentru oameni. Deci o, au un perfecționism. Hai să zicem incredibil. că dacă nu neapărat pentru Dumnezeu, dar măcar pentru binele comun. Da, da, binele comun e varianta laică, dar ei erau credincioși, religios. Uh, ar... Și cu toate astea pedepsirea unui, inclusiv prin uh, um, omorâre, prin. prin a... Îl omorau pe violator în comunitățile astea, că asta am început să spun, iar în uh, salonurile unde jucau ei. Uh, Poker pe trișor. Fiindcă ei-și dau seama cât de periculos este trișorul pentru uh, viitorul comunității. Așa este. Fiindcă el introduce, un, vă dați seama, ca un microb, e ca un virus. Așa Fiindcă este. ajungem toți să trișăm. Și până urmă nu mai știm bă, care e regula și care e excepția. Și dacă vreți să o aducem în prezent, cel care o ia și depășește coloana. Pe contrasens, ăla e trișorul da. și ăla ne, ne veninează, ne umple de venin și de furie pe toți, deși 99% respectă regula pe DN1. Da. Nu e nevoie decât de 1% care să încalce coloana și toți cei de acolo se simt furați și da. se gândesc: Dar dacă ăsta a făcut, de ce n-aș face și eu? E, și un individ ca Florin Roman declară că a părăsit funcția cu fruntea sus. După ce a fost prins ca plagiat, da. Ba chiar a trebuit să iasă universitatea să spună că n-a trecut pe acolo da. cu lucrarea aia. Deci nu numai că a furat, plagiatul e un furt. Asta înseamnă lipsa aproape totală de conștiință morală. Nu ai. În cel mai bun caz ai un nivel așa ca la piciorul broaștei de conștiință morală, fiindcă știi că ai făcut rău, știi că nu e bine. Dar individul ăsta nici nu e conștient că a făcut rău. El spune că a ieșit cu fruntea sus. Uh -huh. Deci omul ăsta e amoral. Ăsta e în stare de orice. N-are mamă, n-are tată. Nu poți să zici cu fruntea sus? Păi, nu știu, nu știu. Fiindcă nu are Organul moral. Noi avem organul moral. Păi, dacă te ne oripilăm. Dacă, dacă aveai fruntea sus, nu plecai. <laughs> nu? Da, ziceai, rămân aici, că am dreptate. Nu. Pentru El văzut... e convins că ceilalți sunt invidioși, sunt geloși, da. sau interese politice îl fac, îi fac să îl schimbe pe el ca să pună pe altul. Nu fiindcă el este... Un individ de mâna a doua. Un nu hoț. poate să creadă asta. Un hoț. Un hoț e un la nivel hoț, de societate. un impostor și un trișor. Sunt da. mai multe lucruri aici. Și acum vă întreb, de ce au pus ei un astfel de individ? Că știu că habar n -are. Era un habarnist. Ca să-l scoată ușor, la nebure. Ca să nu poată meargă digitalizarea. Ne întoarcem la ideea de la care am plecat. Ok. Domnul Bucnici, acești indivizi care s-au dus acolo la furat, n-au niciun interes... Să meargă digitalizarea în România. E bombă cu ceas administrația din România. Cele mai multe calculatoare sunt încă în pe Windows 95, 98 și XP, care toate nu mai au update-uri de securitate, sunt șvaițări, au probleme cunoscute. Oricine intră cu un stick acolo, pune în genunchi fiscul din România. Și hai să o spunem pe șleau, Ce mai mulți români când aud de ANAF și de fisc, ia, ia, ia băi, dar până la urmă ăia sunt responsabil cu punga noastră tuturor ăia trebuie să pună bani într-o pungă a noastră a tuturor din care să putem după aia cheltui pentru drumuri, spitale, școli și toate chestiile alea. Nu cred că se duce nimeni la ANAF cu gândul că o să ia el din banii cuiva să ducă acasă, cel puțin nu, nu marea majoritate. Da, cred și eu că marea majoritate sunt oameni onești. Funcționari care vor să fie da. corect, să-și ia leafa, să iasă la pensie. Pentru că dacă ești prins la furat în ANAF, cariera ta se cam distruge. Dacă vrei să lucrezi în serviciu public, oamenii care sunt într-adevăr în poziții de execuție nu prea riscă. Politicienii riscă, da. pentru că ei știu că sunt pe termen scurt, să dau tunul și să plec. Da, și că nu prea au ce pierde. Exact. Dacă au fost aleși, nu mă mai aleg peste patru ani și pagubă în ciuperci. Mi-am da. umplut sacul. Da. Gândesc ca niște oameni care s-au văzut cu saci în căruță, okay. politicienii noștri. Okay. Haideți să vă spun un lucru interesant. Pentru că simt nevoia să spună tinerilor care ne urmăresc: N-au de unde să știe. Eu nu-i învinovățesc nu că nu știu. În anii 60 ai secolului trecut, deci 1960, deceniu al șaptelea, americanii au venit cu oferte foarte interesante către țările socialiste. Au spus, ei probabil că aveau în predicțiile lor că la un moment dat sistemul, sistemul se va se va Exact. Zice, veniți, uitați, avem uh, niște burse, bursele Fulbright. Uh -huh. Avem o corporație, corpora fundația Fulbright din Statele Unite, uh, oferă burse în diferite domenii pentru studii în Statele Unite. Trimiteți tinerii capabili. Ce au și ei a nu vrut să audă? Păi, e virusat de capitalism. Nu, e virusat de capitalism. Să gândea că îi agăță aia și îi fac. Spion Democrație, și așa mai chestii de genul ăsta, probleme? În, în momentul în care a zis nu, s-a dus la el în audiență, Grigore Moisil, care avea o mare calitate în ochii lui Ceaușescu. Nu că era savant, nu că era un geniu al matematicii. Matematic. Nu că lăsase ecuația Moisil în istoria Universală a Matematicii, nu da, Fusese ilegalist. El fusese, provenea dintr-o familie de intelectual de stânga, el de tânăr a intrat în mișcarea comunistă și a apărut pe niște liste, nu doar alea că am venit cu un martor, am încă doi martori, că eu am lipit niște afișe pe nu știu ce, pe vremea nu știu care, așa când Partidul Comun și era în legalitate și mă fac și eu membru de partid cu vechime din ilegalitate. Nu. Moisil, ca tânăr student, chiar fusese ilegalist. Și Ceaușescu îl respecta îi respecta pe ăștia, ca și pe Eugen Barbu, scritorul, neajane, numai așa îi vorbea, Îl, îi spunea cu nenea. Deci, oameni care fusese mai în vârstă decât el în mișcarea uh -huh. uh, comunistă, când comunistă, era încă ilegală. Ilegală, da, până la război, până Proletariatul. la 145. Proletariatul. Și Moisir îi spune, domne, lasă-mă să trimit, am niște oameni excepționale acolo. Ăștia tot fug. Știți că avem două universități de români în Canada și în America, ar putea face două universități de matematicieni geniali care lucrează pentru americani? Vreți să fugă? Hai să îi oprim în țară. Îi trimitem pe din cinci rămân doi, să întorc trei, dar să întorc cu know-how, ce spuneam adineori, cu transfer, transfer de cunoștințe gratis. Ce nu mai dai bani pe spionaj economic, pe spionaj industrial, nu mai, nu mai cumpărăm softurile ăla. A zis, da, el gândea ca un manager, Ce ceaușescu, zice, da, costuri câștiguri, ieșim în câștig și a dat drumul la oameni care s-au dus uh, la americani și au uh, învățat cibernetică. S-au întors cu cărți în valize, le-au tradus și noi am fost printre cele mai înaintate țări din Europa. Noi făceam calculatorul românesc Felix la Timișoara când toate și alte țări cumpărau de la americani și de la japonezi. Noi n-aveam în Europa. România avea. Nici nu mai vorbesc de Bulgaria, de Serbia, de Iugoslavia pe vremea aia. nu, Nici nu miroseau așa, România Românii aveau. Deci noi avem o tradiție în inteligență artificială, în revoluția cibernetică, în general, o prinseserăm. Ce s-a întâmplat în anii 80? Doamna Ceaușescu spune, ea, savantul de renume mondial, spune că știința asta e burgheză. Opa. Vine cu valori capitaliste, cu atitudini capitaliste, cu, și să, să termin odată cu cibernetica, să nu mai audă de cibernetică au ajuns ăștia, vorbeam cu niște directori de editură de pe vremea aceea. Știți ce au făcut? Au modificat planurile de editare schimbând titlurile cărților. I-au sunat pe, autori. Au nu poți să spui acolo un loc de inteligență artificială altfel, pentru că altfel trebuie să o scot din planul de tipărituri, pentru că tovarășa, cabinetul 2, să spunea, nu sunt la tovarășa. Cabinetul 2, da. Cabinetul 2 la de cercetare deschis. la Academie, nu? Da. Au schimbat toate astea ca să apară în continuare, de-aia apar cărți foarte interesante. De cibernetică, de inteligență artificială în anii aia, 80, în România, cu titluri foarte ciudate. în impresia că e vorba de meditație, în absolut, de confruntare cu Universul, dar <gântu -s> sunt, de fapt, despre cibernetică. Asta a fost, ea a blocat. Și, ce-a s-a lăsat sau nici n -a știut. Asta a blocat dezvoltarea în continuare a științei cibernetice. Și noi ne aflăm în, la ora, am pierdut avansul pe care îl aveam. Da. Între timp au venit alții și ne-au ajuns din urmă. Și la ora actuală noi avem o tradiție, avem și n-avem, avem o tradiție care ar putea fi mult mai bogată, mai dezvoltată, dar avem oameni bine pregătiți. Avem, da. Școala românească și-a lăsat semințele niște oameni care acum lucrează pe Silicon Valley, v Valley uh, uh, lucrează la Stanford, lucrează în mari universități la americane. Berkeley. La Berkeley, da. Adică mai, șeful catedrei de Big Data este român la Berkeley, spre exemplu. Voilà. Și acolo în parcare, locul de parcare este garantat doar de un premiu Nobel. Altfel n-ai loc <laughs> garantat în parcare, că e parcarea mică. Da, da, da. da. Deci, aceste semințe ale potențialului le știm, Important este să nu avem impostură, nu și-am vorbit despre chestia asta și o chestie valoroasă pe care o putem la totuși din 2021 este că prin digitalizare câștigăm cu toții, aia mai în vârstă nu se mai expun pericolului neapărat în mulțimi, au început să folosească mai des tehnologia calculatorul, slavă Domnului, poate mai fac și o selecție mai bună a informației ca să nu mai fie mai greu de manipulat, dar cu toate astea, la nivel de Supra, de, de sistem deasupra, pe partea politică, încă avem de suferit, însă cred eu că pe măsură ce vârsta a treia va învăța mai mult cu internetul și cu tehnologia, vor fi mai greu de păcălit. Aveți dreptate, e vorba de ceea ce se numește învățare socială. Da. Trebuie să ne punem speranța în așa ceva, că există un fenomen real. Cât de rapid e acest proces, e o altă discuție. Că diferă de la un popor la altul. Deci, meu de, de, de nu e un fals optimism. Eu chiar nu, cred da, în lucrul ăsta. Da, Asta e motivul o... pentru care, în 2011, am renunțat la investigație cu camera ascunsă și am trecut pe tehnologie, pentru că investigația cu camera ascunsă nu rezolva nimic. Am zis că dacă oamenii vor avea mai multe ecrane și mai multe surse de informație, s-ar putea să fie mai liberi pentru că vor alege singuri. Da, interesant. Ați apelat la liberul arbitru. și la Deci, capacitatea mine... lor, și mentală, și morală, da. să aleagă. Cum îi ajutăm pe oameni așadar să leagă mai bine în 2022? Uh, uitați ce se întâmplă. În 2021, ca să terminăm cu bilanțul, este evident un an al pandemiei. Da. Deci anul 2. Da. Pe de altă parte, este anul în care peste România vine o mână de ajutor nesperată, pe care românii nu au primit-o niciodată în istoria lor. Adică? Este vorba de Planul național de restructurare și reziliență pe bani europeni. Niciodată n-am avut, până acum tot timpul am spus, statul român e sărac. Statul român, da. oameni, în funcționarii sunt corupți, pentru că au lefuri mici. Au lefuri mici fiindcă nu avem la buget. Statul român nu are buget pentru infrastructură, nu are buget să sape uh, în gorganele alea din, uh, din Transilvania să vedem ce e acolo, ce zace sub pământ. Noi avem zone întregi neexploatate arheologic pentru că statul nu a avut niciodată bani. Da. Noi abar nu avem. Dacă mergeți între Sighișoara și Cluj, vei vedea tot timpul pe mâna dreaptă niște. Movile de pământ. Da, alea sunt. Vestigii uh... vestigi arheologice. Sunt morminte e... de călăreți avari. Sunt Așa este. Tot felul. Nu le-am săpat niciodată. Și după ploiești înspre Câmpina, dacă vă uitați niște movile din astea pe lângă Deneu, uh, Da, când din... te duci cu mașina. Da. Corect. Știu de la arheologi că acolo unde vezi o movilă în asta pe un teren arabil, de obicei de desubt e ceva. Și cei din agricultură le-au cam lăsat așa acoperite ca să nu, să nu le strice de desubt. Da, da, da. da. E, vedeți e, ce înseamnă sărăcia? Că sărăcia materială duce și la sărăcie spirituală. Uh -huh. Când nu ai bani pentru șosele, nu ai bani nici pentru școli, da. nu ai bani nici pentru plata profesorilor. Da. Plata profesorilor minimă ce înseamnă? Depopularea a domeniului de către oameni deștepți, pregătiți și repopularea lui cu niște. cretini. Rebuturi. Cu niște indivizi care pică la da. examenul de titularizare, care nu da. iau cinci la examenul de titularizare, Așa. care copiază domnul Bucnici. În, ca ultimul elev, ca ultima loază din clasă pe care el trebuie să o gestioneze, el copiază și el. Da. Acești oameni sunt rechimați la catedră după ce pică examenul, fiindcă n-ai cu cine să faci școală la Poiana Mărului sau la Vințul de am, sus. am, avut discuția asta cu domnul Fota și spunea același lucru, că din acest punct de vedere el este pesimist în legătură cu viitorul pentru că resursa umană, profesioniștii de care avem nevoie în medicină, în educație, în locuri de felul ăsta, nu prea vin din spate. Ce da, vine asta. din spate are, slab, are calitate slabă. Și dacă am schimbat astăzi, abia peste 10-20 de ani vom vedea. Da, da, dacă nu schimbăm, va fi catastrofă. Da, da trebuie neapărat schimbat. Tot sistemul de învățământ trebuie regândit, începând cu pregătirea cadrelor didactice. Da. Cu, și cu pregătirea profes părinților. Făcută o școală a părinților da. în paralel. Și așa mai departe. sunt și foarte. Mulți. Să desființăm o dată sistemul ăsta de notare idiot care stratifică social clasa între tocilari și șmecheri și leneși și tot felul de categorii care nu au nicio legătură cu realitatea. De acord. De acord. Haideți să vedem ce spune Bill Gates despre anul 2022, pentru că e interesant ce spune el. Pagina lui de rețea socială. În primul rând, el prevede că pandemia se va cam termina. El să pronunță așa, va trece ceea ce e mai rău. Da. Ce e mai rău a trecut. Asta vedem situație. la Omicron că este, este virulent, ca să zic așa, se extinde repede. Dar, dar nu omoară. Dar nu mai omoară. Da. Pentru că, virus, în general, virus, și asta fac. Cu cât se extind mai rapid, cu atât omoară mai puțin. Uh -huh. Doar cei uh, mortali sunt lenți. Deci avem aici o luminiță. Un ok. Un punct optimist, pe urmă. Întâlnirile dintre oameni se vor muta în mediul virtual. El spune în metavers. Ca să vorbim de metavers, trebuie să explicăm puțin celor care nu. Cei care ne urmăresc au mai cam știu, dar hai să zicem pe scurt. Noștiți toți. toți. Este o combinație dintre meta, dincolo de, pe care îl găsim în expresii ca metafizică, metalimbaj, tot ce este dincolo de. Metalimbaj, de pildă, zic afară ploa este o, e limbaj. Se referă la realitate, afară. Plouă sau nu plouă. Dacă domnul Bugni spune enunțul afară, se uită pe geap și vede că nu plouă. Deci enunțul afară plouă este fals, nu mai e în limbaj, e în meta limbaj. Pentru că enunțul dumneavoastră nu se mai referă la realitate, la afară. Se referă la enunțul meu. <laughs> <laughs> obiectul limbajului dumneavoastră este, este limbajul meu. Sunteți primul om pe care l-aud, care încearcă să explice ce e metaversul da, asta ca Asta să îi fac oameni să înțeleagă. Ori, asta este meta. Vers vine de la univers, adică lume. Și atunci combinația dintre cele două cuvinte vrea să-mi spună că va exista o lume dincolo de e, lumea în care trăim noi, în care ne-am născut, în care ne-am obișnuit să trăim, și care el spune, dacă este vers, adică e univers, înseamnă că este la fel de reală. Păi Iar, dacă, dacă va fi de... populată, va fi reală. Da. Asta e problema. O, ne va ocupa timp. Da. Dacă se ocupă timp, înseamnă că e real. Ce înseamnă, domnul Bunici, că muncim? Că depunem energie și timp pentru a transforma un obiect în bun material da. sau spiritual. Adică un, un lucru folositor oamenilor. Da. Resurse limitate în produse cu valoare adăugată. Exact. Și atunci, care e principala resursă, după energia mea? Inteligența și timpul. Da. Pentru că, de -aia, în economia politică se uh, calculează valoarea unei mărfi prin timpul uh, necesar pentru producția ei. Uh -huh. Cel care are timp mai mic, fiindcă are tehnologie puternică, uh, vinde sub prețul pieței de a uh, șeful de la Courier vrea ca să ajungă la 250 de livrări pe zi în loc de 90. Deci gestionează timpul. Și poate să ofere mai multe livrări, eventual să scadă prețul, să fie competitiv. Da. Asta i-ar permite să scadă prețul. De ce? Fiindcă a mărit numărul de uh, operații pe unitatea de timp. Corect. Deci timpul e o resursă. O resursă. Englezii s-au pus primii care, prin 1800, au zis Time is money. Da. Deci timpul e bani. Pentru unul care nu are treabă cu producția modernă și trăiește într-o lume de asta imaginare de tip ev mediu, timpul nu are nicio valoare și poate să-l pierdă cum vrea el. Mm -hmm. Așa, a la oblomov, să trezește la prânz. Deci, timpul este o resursă. Iată de ce este foarte important că acest metavers devine real în momentul în care ne ocupă timp, da. Investim timp în el. Investim și energie, că, energie mentală, și imaginează și ne formează, câtă ne vreme, educă. Câtă vreme intrăm într-o hală goală și începem să dansăm, locul devine un loc de petrecere. Da. Fără oameni da. e o hală goală. Exact. La exact. fel și cu metaversul. Da. Și noi a... îl populăm, noi îi dăm sens. Și apropo de asta, de uh, disponibilitatea oamenilor mai degrabă de a se vedea în spațiu virtual... Uh, vă dau un exemplu foarte simplu, spre exemplu, organizatorii de evenimente. Suntem de vorbă cu un organizator de evenimente mari de la noi, mari, mari, care îmi spunea că până în 2019 reușea să aducă speaker internațional la București. Ii plătea cu cât cereau și veneau și vorbeau pe scenă, îi deducea la hotel, îi dădea limuzine, îi ducea la masă, făcea tot ce trebuia ca să vină aia să vorbească aici la București, în Africa. Exact, da. Da? E, în 2020, pandemie. pandemie, prima ediție făcută virtual. Au investit oamenii, studiouri virtuale, nu știu ce, intrau ăștia să vorbească de la distanță. Cât luau? Cel puțin 80% din tariful normal. Și acum gândiți-vă că sunteți speaker internațional vă luați trei zile din viața dumneavoastră să vă duceți la capătul lumii în România, dacă nu să stați oriunde în altundeva. Și pe... nici nu prea ai timp să vezi mare lucru, te duci la hotel, porul la sală de conferințe, înapoi la hotel, exact. mare lucru n-ai văzut, dar ai pierdut timp din viața ta. Și să zicem că e 100 de lei pe chestia asta. Dar dacă o faci virtual, de dimineață faci la București pe 80 de lei, la prânz faci la Praga pe 80 de lei și după masă faci în Hong Kong pe încă 80 de lei. Pe unitatea de timp, nu mai Numai Absolut. 100, ai 240 într-o zi. În trei zile, deja... Oamenii știți că au început să se obișnuiască? Știți da. că eu în acești doi ani de pandemie am participat la mai multe conferințe internaționale, inclusiv la un congres mondial, Congresul Mondial de Transdisciplinaritate, care fusese programat în New Mexico, în Mexic, la New Mexico, eu mă înscrisesem, a venit pandemia. L-am făcut online. Uh -huh. Și vreau să vă spun că oamenii se simt foarte bine și au început să proiecteze întâlniri online și s-ar putea să le proiecteze în continuare și după ce se termină cu pandemia. Cu siguranță, pentru că vom face mai, multe. mai ieftin. Pier și, pierdem din contactul unul la unul cu oameni care ne-am întâlnit fizic acolo, dar câștigăm informație pentru că cred că și auzim mai bine și vedem mai bine evenimentul decât absolut, de pe da, rândul da, da. 10, exact, cu boxe exact. proase sau cine știe cum exact. e condiționat. Poți pe să pe intervii, ridici mâna, apeși pe palma aia acolo, spui că vrei să intervii intri pe chat și spui exact. că ai o întrebare și uh, se rezolvă și problema comunicării. Deci vreau să vă spun că ceea ce zice Bill Gates, că întâlnirile dintre oameni se vor muta în mediul virtual, în metavers, s-ar putea să aibă dreptate. Și eu le, uh, le dau următorul sfat sau sugestie, luați-o cum vreți, uh, celor mai tineri. Uh, nu vă mai luați după boșorogi ăștia care apar pe la televizor. Unii sunt uh, costumații fain, așa sunt uh, actuali. Ca vestimentație. Da, pe mai Zici ales că gândesc da, da. în epoca lor. Sunt complet defazați când încep să ia peste picior, să vorbească cu ironie. Moderatorul de emisiune le dă apă la moară, și o să ajungem până și sex să facem în metavers. Păi, da, dar ți-a auzit că se, se face sex deja cu ochelarii ăia puși. Și încep să bagaterizeze totul pentru că ei nu pot să primească, nu pot să primească de ce să văd excluși, ei nu să văd participând la metavers, pentru că sunt, să simt depășiți, să simt, uh, mai e de învățat, e, e ceva de învățat aici, A. trebuie să mă apuc să învăț, Ca atunci când primești un telefon nou, ai lasă-mă mamă cu dă-mi-l pe la cu butoane, că da. cu mă, mă apuc să învăț pe el. Dăm cu ce, cei, cei, cei tineri deja știu că nu prea au uh, foarte multe lucruri tineri, de lucruri de învățat. Cei tineri, vă rog frumos, mergeți pe discursul la Bucnici. Sau măcar, Bucnici, Borțun. Nu Este trendul de evoluție al societății omenești. Cu o fi bun, cu o fi rău, e obiectiv. E obiectiv. Noi nu judecăm dacă este bun sau rău, spunem că este. Există. Exact. Și că ideea ta e următoarea. Vrei să fii actual, să fii, cum spune un joc de cuvinte, să fii contemporan cu epoca ta? Adaptează-te la trend. Dacă nu poți să faci da downshifting, shifting, nu, te duci la țară și te faci agricultor. Da, scoate-te din lumea modernă, du-te pe vârful muntelui și... Dar da, dacă stai în oraș, te să joci în jocul ăsta. Hai să trecem repede, că mai avem doar câteva minute. Va apărea o carte a lui Bill Gates, <laughs> nu a normalitate, își anunță și cartea. Evident. Așa. Patru. Consultul medical se va putea face de acasă, pe baza analizelor bioelectronice, brățările. Da. Cum avem noi, avem amândoi ceas. Da. Ne măsoară, da? da. Dacă apăs pe inima roșie, produce... îmi măsoară pulsul. Da? da? Pentru că mare aici. Deci, consultul medical, brățări electronice, de genul ceasul uitați. Acum am pulsul 80, e cam mare. Păi, spornit, uh, da? Ambalat, da. Și, în sfârșit, 5, se va putea face testul de sânge pentru depistarea unor boli degenerative cum este... Alzheimer. Avansul în biotehnologie va fi fantastic în următorii ani pentru că cercetarea s-a accelerat mai mult ca niciodată. Da. Cel mai bun exemplu este vaccinul cu tehnologie RNA Mesager, care a accelerat foarte repede. De-aia mulți oameni sunt speriați de ce a aportat de repede. Pentru că tehnologia se mișcă mult mai repede, da. cercetătorii comunică mult mai rapid prin metavers și ei. Da. Și uh, cercetarea este folos ajutată foarte mult de inteligența artificială. Mai avem repede câteva minute în care în noastră mai aveți un uh, studiu de pe care uh, Am venit cu un studiu, noi v-am anunțat de la început că emisiunile întâlnirile noastre se vor baza pe cercetare, da. pe cercetare științifică și în general pe acele date care sunt cele mai credibile într-o anumită epocă, la da. un anumit moment. Asta e știința. Da. E ne, acea activitate umană care ne oferă cele mai obiective cunoștințe ca, posibile într-un anumit moment. Uh, E vorba de un uh, studiu al lui uh, Rethinks, Rethink Român România. Rethink, Rethink, Rethink de la, România. Da, de la regândir. Regândir. Regând, Regândirea României. Apropo de tema domnului Bognici. Restartarea. Cum o putem? Că nu putem să restartăm dacă nu o regândim. trebuie și resetată. Uh -huh. Că altfel rămânem pe restartăm pe direcția aia greșită. Și uh, studiul a plecat de la un. Uh, o cercetare făcută de Uniunea Europeană, Eurobarometrul, de acum doi ani, cu valori și identități de, ale cetățenilor europeni, unde s-au văzut două lucruri despre români. Unu, sunt cel mai puțin grijuli față de apropiați. Înțelegeți de ce discută -o despre morale, inclusiv morala religioasă? Ok. Pe Iisus, înainte de a se înălța la cer, ce le spune? Iubiți-vă cum v-am iubit eu pe voi. Uh -huh. Iubiți-vă între voi! Dar e terapeutic lucrul ăsta. Am mai auzit o chestie și m-a șocat când am auzit prima dată. Vă spun sincer, a fost, a fost un moment uh, uimitor de inspirație și nu l-am primit în biserică. Încearcă să stratezi vecinul așa cum ai vrea să te trateze el pe tine. Exact. Și pare banal. Și am făcut experimentul ăsta în ultimii doi ani, mai ales cu vecinii mei. Am o relație deosebită. Ați văzut cum se schimbă realitatea? Da. Realitatea în jurul dumneavoastră s-a schimbat. În alta am realitate. o altă bulă. Da altă mult. Excelentă. Mă bucur că ne -au auzit, v-au auzit tinerii noștri spectatori. Și în al doilea... Da, bine, pentru asta ar trebui să-ți cunoști vecinii, în primul rând. Da. Și trebuie să știți că e ca tango. Sunt da. doi dansatori, nu e doar Trebuie da. să-ți bați un pic capul. Și cei mai dorni să-și etareze averea prin lucruri scumpe. Așa este. Asta e o formă de exhibiționism. Păi, formă de a arăta cine ești. Cum? Da. Nu prin discurs. Nu printr-un limbaj corect, în limba maternă, literară. Nu printr-o lucrare științifică? Nu, printr-o lucrare științifică. Nu, printr-un coteț. Lăsați știința. Un coteț făcut frumos și care să fie simetric, nu să fie strâmb. Ca acolo tu te obiectivezi cu toată mintea ta, cu inteligența ta, cu imaginația ta. Că pe cotețul ăla poate pui și o inimă frumoasă și o vopsești roșu și acoperișul galben și le place și copiilor. Și, M-ați înțeles? Adică eu, în tot ce facem în jurul nostru, noi ne obiectivăm pe noi înșine. Da. Deci în momentul în care te intri într-o țară și vezi cozi interminabile la uh, vamă, vezi gropi pe șosele, vezi bălării pe marginea drumului, vezi cocioabe într-o rână, Vezi garduri legate cu sârmă, cu sfoară, în loc să fie bătute în cuie. Și așa mai departe, încep să te întrebi cum e interiorul acestor oameni, acestui popor, pentru că interiorul se vede în exterior. Știți, vă roia, domnul lucrurile noastre. exteriorul exprimă interiorul. Și la un individ, la un om. Da, avem noi o vorbă care spune că aparențele înșală. Nu chiar. Lucrurile Pot înșela, dar nu întotdeauna. Aparența e expresia unei esențe. Și îți trebuie un pic de un anumit nivel de inteligență ca să falsezi așa de bine De cele mai multe ori lucrurile pe care le facem, le construim, care ne înconjoară vorbesc despre noi E De la aceste uh, porniri, uh, uh, Rethink uh, România a făcut un studiu Ale căror rezultate sunt următoare, le am doar trei mari rezultate România au o percepție înșelătoare despre sine Se îmbată cu apă rece pe româniște da. Cel mai adesea e umflată, exact cum spuneți și care distorsionează felul în care se raportează la ceilalți. Vă tu știi cine sunt eu, genul ăsta, așa? Sau mă dau jos la tine. Mă dau acum, acum mă dau jos la tine. Iar prin asta se autosabotează ca individ și ca societate. Deci nu e vorba de la altul, tot pe noi ne păcălim. Ne păcălim singuri. Doi, ca orice om care să minte, te autoamăgești, te păcălești. Doi, Românii nu înregistrează un scor mare la indicatorul la sumare și inițiativă. Adică, pe românești, responsabilitate. Îți asumi o chestie cu toate consecințele, dar după ce calculezi că nu ești nebun, vezi așa, am șanse să o fac și am inițiativă. Încep să întreprin ceva. Doar 5,8 fiți atenți din 10. Deci, nota 5,8 sub 6, în condițiile în care scorul atribuit nivelului de calitate al propriei vieți este puțin mai ridicat, 6,6. Deci eu am 6,6 când sunt întrebat care e calitatea vieții dumneavoastră. Domnule, în medie, 6,6. Deci știu că am o viață mediocră. Dar nu fac nimic, domnule, ca să o schimb. Ba da, românii am. Așa aici am o concluzie și vreau să. S-a putea să super pe multă, pe multă lume, dar eu nu cred că cei care ne urmăresc vine aici ca să le plângem de milă, ci ca să le spunem adevărul la da. care doare câteodată. Da. Eu cred că prea mulți români sunt mai degrabă dispuși să emigreze în loc să ia mătura, să iasă în fața casei, să facă curățenie. Da. Suntem atât de frustrați de țară încât preferăm să plecăm, să, să rezolvăm prin divorț, prin abandon, decât să luăm mătura în mână sau să ieșim în stradă la un protest? Nu, nu, M-am mai gândit la treaba asta, i am mai discutat-o. Rezolvarea prin abandon? Păi gândiți-vă cum să simte ei. Să simt în primul rând prea puțin în raport cu tsunami ăsta. Că nu e val de impostură, e un tsunami. Hai să începem cu mătura. E un tsunami de impostură. Peste tot sunt impostori. Și tu dacă nu devii și tu impostor, n-ai nicio șansă. Să simt prea puțini, să simt prea neorganizați ca să lupte cu acest Dar nu e nevoie fapt. de mai mult de unul ca să strângă gunoaiele din fața blocului. Da, în, în spațiu privat Păi hai să începem de acolo, hai să începem din prima patrățică. Da. Cine coordonează asta? Cine dă sembră, Eu. Nu? Eu hotărăsc pentru Preziu. mine. Eu m-am săturat de mizeria asta. Mă duc și încep în fața blocului, după aia mă duc pe trotuar, în fața blocului, după aia mă duc până la intersecție. asta e specific unui soluții individuale. Da. Vreau să vă spun că suntem după 2000 de ani, da. de încercări, da. de a transforma această soluție individuală în soluție Cum facem asta? socială. Nu știu, au fost tot felul de propuneri. Tot felul de propuneri. Iluminismul a propus educarea uh, oamenilor. A venit cu această idee extraordinară, perfectibilitatea morală a individului. Nu știu, da? eu cred Jean că Jean Valjean că... care devine ființă morală da. după ce uh, preotul îl iartă. Ăsta este proiectul iluminist. Care e sus, dacă să da. sunt bineveniți și cei care Exact. Da. urmă vine marxismul care spune, stai puțin, nu poți să ai cât un popă pentru fiecare Jean Valjean. Hai să schimbăm structurile sociale, pentru că ele dau esența umană. Și atunci vom avea structuri mai umane, vom avea și o esență mai umană. Oh, și ați văzut la ce a da, ajuns? o soluție, da o cheie păi franceză. nu există. Un ciocan da, să dăm un, nu, un... nu există. Toate au ieșuat. Au ieșuat în dictaturi, în totalitarisme, în alte... Cum pentru... facem să ne agregăm pentru forța e, binelui? E greu. Du Uite, facem o emisiune ca asta. Facem podcasturi, Încercăm să influențăm conștiința individuală a fiecăruia. Dar pentru a-i coagula și pentru a deveni în asta un curent social, este foarte greu dacă nu ai răbdare să aștepți două, trei generații. E foarte greu. Okay. Deci ori să rămânem pe determinismul leneș al societății, care înseamnă generație. Adică dacă o lăsăm de cap, ei se duce da, la vale. Da, dacă intervenim, nu știm cum. Pentru că nu avem. Eu v-am eu zis, teoria mea asta este. Eu încerc uh, să-mi să extind bula printre cunoscuți apropiați, cei care lucrează cu mine cam știu valorile morale și știu că dacă vor să facem ceva împreună, o, o să facem cam așa. Ei, dacă, dacă noi ne potrivim, ce să facem chestii și pe măsură ce dezvoltăm și chestia asta este rentabilă, că funcționează, dacă demonstrăm că funcționează, va atrage și pe alții. Într-o comunitate cum e firma dumneavoastră, funcționează. Vă cred în Dar ce facem asta și pe internet. Păi, bine, haideți să vă spun punctul 3 și cu asta am terminat. A treia concluzie. Românii nu au o percepție foarte bună asupra autorității și Așa au este. două scoruri. Un scor de doar 4,5% sub 5 la claritatea cu care percep obiectivele României la nivel de țară, deci oamenilor nu le e clar? De ce, ce ce plană au e? Păi, și pă, ăștia vreți dumneavoastră să-i mobilizați, să formați un curent de schimbare. Da. Păi, nu, nu ne e clar care sunt obiectivele. Și un scor de doar 4,8%, de deci sub 5%, al percepției modului în care factorii de decizie înțeleg și răspund în mod real nevoilor românilor. Da, deci, românii nu au încredere în autoritate, -au -au de aceea nu s-au vaccinat, de, exact. de aceea fac uh, fură, de aceea... ăștia mă care fură pentru ei, ăștia mă care ne mint, ăștia mă care ne-au spus că ne dau, ne fac și nu au făcut nimic, e, eh, da, aici da, apare. Eu, eu, nu știu, eu sunt mai proactiv din fire, nu, nu aștept să vină să-mi rezolve cineva problemele, chiar dacă uneori ar trebui să le rezolve chiar statul. Provocarea, cred că este să găsim resurse ca... Până la urmă să ne asumăm faptul că jucăm în echipa asta, suntem încă aici. Păi atunci hai de să ne mai întâlnim. <laughs> <laughs> Promitem? Da. Bon. Dar, măcar știm, dar măcar știm cu cine lucrăm, cu, cine, da. cu ce defilăm și ne mai uh, spălăm un pic de uh, naționalismul ăsta găunos uh, de pe la Și care gură. ține loc de patriotism. Mm -hmm. În loc să avem patrioți, avem. Că românii naționali. sunt uh, prietenoși, uh, că nu, că suntem ospitalieri, că România Vitești. e frumoasă, da, că suntem curajoși, că da, ne dăm viața da, pe teren. Da, da, da. Nu mai avem nici antrenor. Știți că nu avem un antrenor la echipa națională din noiembrie? Păi, apropo de asta, o mare și inițiativă. <laughs> nu reușește să, să găsească slab. niciunul, nu reușește să convingă pe niciunul să ia rolul de antrenor al echipei naționale de fotbal. Cel puțin înainte de Crăciun când tragem noi, echipa națională de fotbal încă nu avea antrenor. De mai bine de o de văzut după anul nou. Poate. Da. Dar spuneți-ne voi mai jos la comentarii cum faceți voi să schimbați lucrurile în bine acolo unde sunteți voi. Da, am avea nevoie de sugestii, de propuneri. Serios, pentru că de fiecare dată vă provocăm și vedem că ne urmăresc oameni și în afara României, ăia care până la urmă au ales să rezolve prin abandon, dar cumva ar vrea să se întoarcă sau ar vrea să dea o mână de ajutor. Îi înțeleg și le respect decizia că până la o viață avem, cât să aștept să-ți vină o viață mai bună. Dar hai să vedem ce v-a ieșit. Hai să auzim de la cei care ne urmăresc ce plan ați avut voi, cum ați abordat voi lucrurile și cum ați reușit să schimbați ceva în bine, în familie, în afacere, în comunitate, în locul unde voi operați. Pentru că putem învăța unii de la alții. După cum vedeți, nu avem toate răspunsurile. De aia ne vedem mai des ca să aflăm mai multe împreună. Încă o dată, să aveți un 2022 plin de inspirație. Sper că acest podcast să vă dea nu neapărat motive de bucurie, de optimism, dar să vă dea curaj să vă gândiți la problemele reale cu care ne confruntăm pentru că provocările din 2022 vor fi importante. De aceea, ultimele podcasturi au fost despre geopolitică, despre societate, au fost despre antreprenoriat și despre psihologie. Am avut inclusiv de neuroștiință. Dar încercăm împreună să facem schimb de informații și de idei, să ne ajutăm unii pe alții, să ne tragem unii pe alții de umeri din nisipurile mișcătoare. Îi mulțumim domnului profesor Borțun, ca de obicei... Și eu vă mulțumesc și vă urez să fiți sănătoși și buni. Dacă le avem pe astea două, totul va fi bine. Like, share și subscribe. Sărbători fericite. Numai bine!